Bună ziua, dragilor! Sunt doctor Petrache. Astăzi vă răspund la întrebarea: sunt diabetic? Am dreptul la teste de glicemie gratuite? Trebuie să știți că nu toți diabeticii au dreptul la teste de glicemie gratuite. Numărul de teste nu depinde de bunăvoința medicului diabetolog, ci este stabilit de casa de asigurări și este standard. Așadar, dreptul la teste gratuite de glicemie pe rețeta de diabet de 3 luni îl au numai diabeticii ce urmează tratament cu insulină, după cum urmează copiii până la vârsta de 18 ani cu diabet zaharat tip 1 au dreptul la 400 de teste de glicemie prescrise numai pe rețeta de 3 luni. Persoanele adulte cu diabet zaharat tip 1 au dreptul la 200 de teste de glicemie gratuite prescrise numai pe rețeta de 3 luni. Iar persoanele cu diabet zaharat tip 2, aflate în tratament cu insulină, au dreptul la 100 de teste de glicemie gratuite prescrise numai pe rețeta de 3 luni. Persoanele cu diabet zaharat tip 2, aflate în tratament cu medicamente orale antidiabetice, nu au dreptul la teste de glicemie gratuite. De asemenea, testele de glicemie sunt prescrise numai atunci când medicul diabetolog vă emite rețeta pe o perioadă de 3 luni. Dacă rețeta e prescrisă pentru o lună sau două luni, nu se pot emite teste de glicemie gratuite. Când ajungeți în farmacie, trebuie să știți ce aparat de glicemie aveți pentru a-i spune farmacistului ce teste de glicemie să vă dea. Testele de glicemie nu se potrivesc de la un aparat la altul. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să dați like videoclipului. Vă aștept în clinica virtuală. Până data viitoare, aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.